Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Iată că ne aflăm în linie dreaptă, înaintea alegerilor locale, pentru a vedea cine va ocupa fotoliile de primari și de consilieri. În această seară am alături de mine pe Nicolae Ivănuș, candidatul pro-România la funcția de primar al municipiului Lupeni. Bună seara, domnule! Bună seara și bine v-am găsit! Bine v-am regăsit, domnule Ivănuș! Iată că ne apropiem, așa cum spuneam, de finalul acestui periplu electoral, cu presărat și cu bune și cu rele, și cu pandemie, și cu tot felul de probleme, dar să sperăm că totul va fi bine când se va termina cu bine. Până atunci, aș vrea să citesc, să dau citire aici propunerilor Partidului Pro-România pentru Consiliul Local al Municipiului Lupeni. Pe locul întâi sunteți dumneavoastră, Ivănuș Nicolae, locul 2, Mihu Toma, locul 3, Cărlescu Costică, locul 4, Răcăreanu Mihaela Cristina, locul 5, Iepure Ovidiu Dan, locul 6, Voina Elisabeta Simona, locul 7, Trandafir Costel, locul 8, Brădățean Mioara, locul 9, Stad Ghion, locul 10, Mureșan Marin, locul 11, Frătuțiu Iulian Andrei, locul 12, Brașovean Ioan, locul 13, Moisi Mihaela Bogdana, locul 14, Ciatloș și Mușan Ștefan Daniel, locul 15, Ivănuș Nicolae Răzvan, probabil rudă cum Juniorul. Să vă trăiască. Da. Locul 16, Chiere Girodica. Locul 17, Mureșan Gheorghe. Locul 18, Șerbanu Minința Claudia. Locul 19, Puțanu Viola Nicoleta. Locul 20, Ungar Sorin Viorel. Deci ați venit cu listă completă de consilieri. Acum, deci, speranța dumneavoastră este să băgați câți? Deci, eu mi-am propus ca ștachete să băgăm 4 consilieri, deci să ne apropiem de procentul cu 2 cifre, cu 2 în față. Deci chiar dacă nu atingem 2, să fie aproape prin rotunjire. La baza calculelor mele, că au fost niște, sau sunt niște calcule, mă refer la alegerile europarlamentare, unde municipiul Lupeni Pro-România a câștigat 9% sau a realizat 9% și consider că prin munca care am făcut-o în ultimul an și jumătate, partidul nostru a început să fie cunoscut, organizația s-a constituit, au avut loc alegeri, eu am fost ales președinte, am ajuns la 150 de membri, mai avem și simpatizanți. Și eu zic că avem toate condițiile, mai ales lista care ați citit-o, arată că propunerile pentru Consiliul Local al municipiului Lupeni sunt persoanele propuse, sunt competente, cu experiență și sunt din toate zonele municipiului Lupeni și din toate categoriile sociale. Da, faptul că aveți lista completă, asta înseamnă că, până la urmă, partidul se prezintă în condiții bune. Ne-am asigurat delegați în birou de circumscripție. Foarte important. Și în toate secțiile de votare. Foarte deci, important, da. Chiar la birou de circumscripție avem 2 candidați, că la tragerea la sorți a ieșit tot de la Pro-România și a doua persoană. Eu consider că asta e și chestie de bun augur. Pe buletinul de vot și pentru funcția de primar și pentru Consiliul Local am ieșit pe locul întâi, poziția numărul întâi. Deci, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Avem toate șansele, cu toate că a fost o campanie electorală atipică, trebuie să recunosc că nu neapărat că am evitat să ies pe stradă, dar nu am fost de acord cu în condițiile actuale sanitare care au fost impuse, le-a respectat fiecare cum a vrut ce a vrut, dar eu consider că mesajele mele au fost foarte clare, am folosit mult mijloacele online,
și mijloacele mass media ca să fac mesajele cunoscute. De asemenea, prin pliantele am fost ajutat de candidații la Consiliul Local și delegații la secții, care de fapt și ei sunt membri de partid. Deci am căutat, ca să fim cunoscuți, să transmitem mesajele. Bun, obiectivele Pro-România pentru municipiul Lupeni din programul dumneavoastră electoral, pe primul loc se află dezvoltarea infrastructurii și amenajarea intrării în municipiu, reabilitarea blocurilor, anvelopare, acoperișuri, lifturi, subsoluri. Auziți, e impropriu să zic că e pe primul loc, că poate prioritatea numărul 1 care este pentru mine este cea care e aici pe loc 8. Deci am căutat să... Deci am sensibilizat, n-avea rost să trecem nu știu câte obiective, câte planuri, n-am intrat pe chestiile generale care trebuie să le facă un primar sau niște autorități locale vis-a-vis de, să zic eu, grija socială sau anchetele sociale, îmbunătățirea nivelului de viață, care trebuie să fie obiective indiferent de culoarea politică. Am arătat aici 8 direcții mari care sunt valabile pentru 4 ani și de fapt cea care pe locul 8, unde este vorba despre reînființarea asociațiilor de proprietari sau de locatari, consider că pentru a face planul, punctul 1 de la infrastructură, nu se poate decât cu ajutorul acestor asociații de proprietari. Avem un proiect cu 18 asociații de locatari sau de proprietari în municipiul Lupeni și eu sunt convins că va fi prima măsură, indiferent ce poziție voi fi, că voi fi primar, că voi fi consilier local, sigur voi fi consilier local și vom intra în Consiliul Local și prin felul meu de a fi și de a munci, eu știu să fac echipă cu oricine ca să ne realizăm obiectivele și eu garantez că în termen foarte scurt de 3-4 luni vor fi constituite cele 18 asociații de proprietari ca să creăm mijloacele pentru a atrage fondurile europene pentru îmbunătățirea infrastructurii. Și adică o chestie deosebită de 8 ani de zile am venit cu ideea asta care n-a fost pusă în practică. Eu n-am avut funcția sau posibilitatea să pun. Deci referitor la reabilitarea blocurilor, mai ales în cartierul Bărbăteni și parțial zona Viitorului, vis-a-vis de acoperișuri. Acolo e o problemă deosebită, acoperișurile din Lupeni, din cartierul Bărbăteni, și e vorba de 32 de blocuri, au acoperișuri din azbociment, material interzis încă din, în Uniunea Europeană, încă din 1 ianuarie 2001. Noi am intrat în 1 ianuarie 2007 și nu s-a luat în timp de 13 ani nicio măsură. Problema este gravă și este un capitol complet eligibil acoperișului, anveloparea sau izolarea termică, energetică, pentru a scade factura de energie pentru încălzire. Subsolurile sunt anumite blocuri. Nu, și problema e legalitatea. Spre exemplu, apaserul, care are mijloace să întrețină aceste subsoluri, spune că e proprietatea și, într-adevăr, așa e legislativ, dar, în schimb, printr-un program riguros, se poate realiza, deci e complet eligibil, acoperișul blocurilor, anveloparea, izolarea termică sau eficiența energetică, subsolul, scările. Și o chestie la care iarăși simt foarte mult, cele 16 blocuri turn din municipiul Lupeni, nici unul nu are lift. Inclusiv dotarea cu lifturi este o cheltuială eligibilă. Deci, chiar asta vreau să mă întreb. Există lift funcțional? În Lupeni nu. În Lupeni nu există, decât la spital. Și la Puțul cu Schimb, care are 106,5 metri, e cel mai... Când a fost construit în 1984, a fost pus în funcție, efectiv în anul când am început și activitatea ca inginer la Mina Lupeni, în acel an a început și Puțul cu Schimb. Acela are lift, era clădirea puțul de extracție cel mai înalt din Europa de Est.
nu vreau să zic ce fel de urmă. Acolo merge, funcționează liftul, care vă dați seama, la 100 de metri și un bloc turn are aproximativ 24-26 de metri. Și nu... Deci absolut niciunul nu funcționează. Și gândiți-vă ce înseamnă de la etajul 7 în sus pentru locatarii respectivi. În regulă, numai că din punct de vedere economic se rentează punerea în funcțiune a unui lift într-un bloc, în Lupeni, pentru că... Dar este obligator. Nu e vorba de economic să renteze. Rentează pentru oameni. Deci e necesar. Nu, pentru oameni, la oameni mă refer, pentru că marea majoritate sunt plecați în străinătate, da? Și cei care au rămas... Nu contează, există procedură, dacă se dorește, se vrea. Deci cei care sunt plecați și sunt proprietari au niște obligații. Deci pe lângă impozite și taxe au și niște obligații de a face, sau se pot constitui niște obligații de a face parte dintr-o asociație de proprietari. Pentru că să ajungem iară să intervină restanțe, pentru restanțe și... Nu știu, există legislație pentru așa ceva, trebuie doar aplicat. Eu mai am, pe lângă apartamentul din Lupene, am și un apartament în Petroșani, pe Vasile Roaită, în blocul 11, la etajul 7, unde liftul funcționează fără probleme. Există o cartelă sau costă 10 lei pe lună liftul, dar prin asociația de locatari. Deci se poate dacă se vrea. În blocul în care suntem acum, din câte știu, nu funcționează liftul. Că n-a fost pus în funcție. Da. Bun, un alt punct aici în programul dumneavoastră electoral este colectarea selectivă a gunoiului menajer. Eu personal sunt o persoană care îmi place să selectez gunoiul în gospodărie. În primul rând, prefăcută procedura, deci și cel care colectează gunoiul are o obligație de a crea condiții pentru selectarea gunoiului. Asta vreau gunoiului. Să spun, că nu sunt create condițiile. De asemenea, în municipiul Lupeni există 43 de puncte de colectare. Deci nu cumva să se înțeleagă, că s-au înțeles când am făcut această afirmație vis-a-vis de colectarea selectivă, că aș acuza că orașul este murdar. Sau... Nu, consider că orașul este curat, iar sistemul integrat de management al deșeurilor menajere a fost implementat acum 4 ani și a fost implementat foarte bine. Deci avem stații de sortare, există groapa, deponeul ecologic de la Bârcea, deci există sistemul. S-au făcut o licitație, a câștigat un operator economic licitația de colectare a acestui gunoi sau a deșeuri menajere, să evit cuvântul ăsta de gunoi. Dar următorul pas, și eu sunt sigur că vom realiza procedura necesară să trecem la colectarea selectivă. Dar trebuie create condiții și la cele 43 de puncte și la casă prin a oferi niște recipienți pentru colectare corespunzătoare, hârtie, sticlă sau menajer propriu-zis. Asta se realizează numai cu într-o bună colaborare cu cel care colectează... Și într-o bună colaborare cu Consiliul Local, Poliția Locală mai ales, operator. Deci omul nu putem să îl acuzăm că nu este educat sau că nu vrea. Trebuie create condiții și verificat controlul în comunitate este sfânt. Deci toată educația, inclusiv chiar și cei 7 ani de acasă, se face cu control. Deci degeaba suntem plini de bune intenții în toate domeniile, avem idei, facem strategii, dacă nu se controlează ce programezi, ce strategie ai, nu mă refer numai la gunoi, în toate domeniile vieții, trebuie control. Și controlul să fie sever și de bună credință. Începând cu controlul preventiv, care e mama controlului. Și pe urmă controlul constatator și așa. Bun, acum dacă știți, cine colectează gunoiul menajer? Știu că există un operator care colectează și la Petroșani, de Supercom. Așa știu eu. O firmă care, dacă nu mă înșel, are, acționarul este, sau proprietarul este la București, dar
Nu e singura chestie din țară. Cei care au câștigat, licitația s-a făcut. Sunteți mulțumit de cum se colectează acum gunoiul menajer în Lupeni? Da, dar v-am spus, eu consider că sistemul în toată Valea Jiului este, sistemul integrat este aplicabil mai puțin colectarea selectivă în toată Valea Jiului, nu numai la Lupeni. Sunt pubele pentru colectarea selectivă în Lupeni? Încă nu. Deci nu e făcută, deci nu e finalizat, deci e în curs de, deci nu e, deci de asta am pus ca măsură. Dar mai sunt și zone unde sunt, ați văzut în Lupeni, zone unde se colectează selectiv? Nu se colectează selectiv, că nu sunt... Da, din păcate, și am avut un deadline, am avut un termen limită. S-a încercat la case, s-a încercat la... Oricum, termenul limită pe județul Hunedoara e realizat. În primul rând era vorba de închiderea gropilor și să se creeze deponeuri ecologice. Din câte știu eu, în județul Hunedoara ne încadrăm. Dar nu știu să fi intrat România în Frigermont. Din punctul ăsta de vedere. Da. Mă rog, poate nu sunt nici eu extraordinar de bine informat. M-am informat în multe domenii, la sistemul integrat de management al gunoiului, deci am urmărit cât am fost până acum 4 ani consilier județean și am căutat să sprijin, am avut o relație apropiată, acolo a fost loc și pentru mine să urmăresc acest program. Am asistat și am vizitat și stația de sortare când a fost pusă în funcție la Petoșani, o adevărată uzină în locația fostei mine Dâlja. De asemenea, am văzut deponeul ecologic de la Bârcea, unde este altă uzină care m-a impresionat, dar acum a durat vreo 2 ani de zile până s-a implementat sistemul, dar acum trebuie să trecem la faza de colectare selectivă, pentru că sunt sigur că colectarea selectivă poate duce la o scădere a taxei, una la mână, sau a doua la mână, cel puțin să zicem că nu știm cum merge economia, să înghețe taxa. Nu, să nu o ducem de la an la an sau... A trebuit să scadă, pentru că e o manuvră care s-ar face... Nu, vis-a-vis de tarifare, un rol foarte important o are și primăria, de cel care a delegat aceste servicii, Consiliul Local, prin Consiliul Local, și Agenția Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare, deci... Degeaba patronul, un patron care câștigă sau o firmă, nu contează că are un patron sau e o societate pe acțiuni cu o adunare generală a acționarilor și nu e un acționar majoritar, firesc lui vine cel mai ușor să mărească prețul în funcție de, să zicem, cum e fluctuația, cum fluctuează inflația și așa mai departe. Dar trebuie urmărit foarte bine că o firmă privată caută să facă profit. Toate servicii, deci colectarea deșeurilor este o activitate de comunitate, a comunității. E la fel cum este și alimentarea cu apă și canalizare, la fel cum este transportul local, o chestie care... Eu am urmărit toate programele contracandidaților și din celelalte localități. Deci, fiind în campanie electorală, îți faci campanie și urmărești și la ceilalți. Uneori să înveți, am văzut și lucruri bune sau am auzit și lucruri bune la contracandidați, dar nimeni n-a prea zis de transportul local. Deci, era foarte mult în vogă, acum 4 ani de zile, transportul local, interurban în Valea Jiului, vis-a-vis de rețeaua de Green Link, și astăzi am citit o știre că în sfârșit se va. Au trecut 4 ani și nu s-a făcut nimic. Se va înființa o societate, un fel de ADI între cele 6 primării, împreună cu Consiliul Județean, că Consiliul Județean gestionează traseele interurbane în județ, între localități. Deci între Petrila și Uricani, acolo răspunde pentru transportul local Consiliul Județean.
și va face printr-o firmă care să fie, cum este, spre exemplu, Apaservul, care este o firmă a cărui acționari Consiliul Județean și cele 6 primării. Și de asta eu fac o trecere vis-a-vis de reorganizarea administrativă a VJ-ului. Consider că e o necesitate. Vis-a-vis, v-am zis și în emisiunea anterioară, eu sunt partizan pentru un singur UAT în Valea Jiului, o singură unitate administrativ-teritorială. Pentru că ar fi alt buget, nu ar fi bucăți de buget. În Lupeni, bugetul anual este undeva la 40 de milioane de lei sau 7, 7, ceva milioane de euro. 8 milioane să acceptăm. Care e mic, deci numai pentru cheltuielile curente abia asta ajunge și cheltuielile de funcționare. Pentru, de unde să mai faci să susții și alte investiții sau lucrări? Trebuie întotdeauna căutate sursele de finanțare pe lângă cele bugetare să apară fondurile și de asemenea pentru diferite proiecte și parteneriate publice-private care sunt în Lupeni. Deci avem niște parteneriate publice-private care sunt făcute de către primărie pentru bunăstarea comunității, dar consider că nu sunt corespunzătoare și este loc pentru mult mai bine. Un alt punct din programul nostru electoral este realizarea a două parcuri industriale. Am mai vorbit. Deci cele două parcuri industriale, repet încă o dată, există. Numai nu au grad sau nu sunt cu caracter de parc industrial. Cum dumneavoastră cunoașteți locațiile fostei EME Lupeni și a actuale și a fostelor când era și mina Lupeni Sud. Incinta Lupeni Sud este o incintă care era relativ nouă. În 2003, deci acum 17 ani, a fost dată prin hotărâre de guvern primăriei. Deci primăria este gestionarul și proprietarul acestei incinte. Și pentru primărie nu a contat decât să închirieze niște spații acolo, nu să gestioneze. Deci acea incintă și prin suprafață, și prin amenajare, și prin clădirea pe care avea valoare de inventar de 30 de miliarde de lei vechi, deci cum ar veni acum 3 milioane de lei. Și a ajuns în paragină, a fost lăsată, neîngrijită. Dacă se face un proiect de parc industrial, de să fie denumit ca parc industrial, că el există de fapt și apoi folosit, din punctul meu de vedere, consider că cu maxim un milion de euro se... Acolo mai funcționează societăți comerciale? Sunt cel puțin 5 de care știu eu, nu știu, deci nu cunosc în amănunt. Sunt 5 societăți comerciale care funcționează. Deci, probabil ar fi trebuit urmărit cât se încasează, cheltuieli curente ce pot face primăria în zonă, ca să fie justificate. Același lucru este vorba și despre jumătate din al doilea parc industrial, jumătate din incinta, dacă nu chiar trei sferturi, din incinta minei Lupeni de astăzi, care este proprietar tot primăria, pentru că e dată tot în 2003, în contul datoriilor istorice, prin executare silită. Cunosc această situație pentru că eram director atunci. Și eu am semnat actele de a se transfera la primărie, în contul datoriilor istorice care erau atunci. Bun. Ce la capabilitățile actuale ale orașului și a acestor parcuri industriale, ce credeți că s-ar putea produce sau să, din punct de vedere economic? Ce se produce? Deci consider un spațiu pentru investitori în producție. Cu toate că personal consider că adevăratul viitor al municipiului Lupeni este turismul. Și mai târziu probabil ajungem la un punct de care vreau să-l dezvolt puțin. În afară deci, de turism, ce s-ar mai putea face în Lupeni? Cum se lucrează? Avem cel puțin 1000 de oameni care lucrează la activități productive. S-au făcut pe resurse actuale. Deci avem firme și de materiale de construcții și firme de construcții destul de multe. Avem care fac huse de mașini, care fac volane, pe lângă
ce mai e 750 de muncitori la MLUP astăzi. Da, hai să trecem direct la punctul dezvoltarea turismului alternativ. Deci, știm, mina Lupeni este în închidere. Chiar dacă astăzi se susține, am citit tot ca știre, mare chestie, guvernul actual a aprobat, e o poveste, de fapt o știre fake news, din punctul meu de vedere, că de fapt e aprobat de către guvern, care trebuia să fie aprobat de vreo 3 ani un studiu, acel studiu, dar încă nu este aprobat de către Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, ca să se desfășurarea activității sau poate extrage mina Lupeni încă 5 ani cărbune. E o poveste frumoasă, dar e o minciună foarte mare, o gogoașă mare, pentru că 5 ani mina Lupeni n-are de unde da cărbune astăzi. Deci, mai ales, suntem în, au trecut 8 luni de zile, suntem în luna nouă, jumate din luna nouă, și producția minei Lupeni vis-a-vis de costuri e sub orice critică. Au mai avut și necazul cu apa, două luni n-au putut, nici acum nu sunt încă la capacitate, sunt aproape să intre în capacitate, dar capacitatea la care există nu poate susține deloc economic activitatea acolo. Iar pe viitor nu este nimic deschis, adică să se pregătească. Degeaba există zăcământul dacă nu se ajunge la el. Te uiți așa cu jind, iar ca să intri la el trebuie investiții nu de milioane de euro, ci de zeci de milioane de euro, să nu zic sute, care nu se pot. Deci mina Lupeni se va, sau tot mineritul din Valea Jiului, eu susțin cu tărie că asta e realitatea, se auto-închide astăzi prin rezultatele economice care sunt. Deci am ascultat și gândirea pentru continuarea activității energetice în Valea Jiului, deci prin să rămână Mintia, când nu Mintia, uzina electrică Paroșeni, când complexul energetic Hunedoara se va diviza, iar în Valea Jiului se va înființa compania sau complexul energetic Valea Jiului. Ca măsuri de strategice pe viitor este să treacă pe gaz, deci nu are legătură cu mineritul, și să facă o hidrocentrală sau o microhidrocentrală, care, cum vrea să-i zică, cu ajutorul barajului, care a făcut 50% de la Balea, din zona Paroșeni, de chiar aproape în dreptul termocentral. Dar acel baraj e pornit în 1988 și vă dați seama, în 32 de ani s-a făcut jumate din baraj și nu are rost să vă spun câte milioane de euro a costat până acum. Deci ca să-l finalizez mai trebuie încă atâtea milioane de euro. Bani care nu vor fi, pentru că statul nu poate să bage acolo bani prin Compania Națională de Investiții sau pentru că este interzis, ar apărea ca o subvenție. Deci, pentru Lupeni, pe următorii 4 ani și pe viitor, nu există altă posibilitate decât turismul. Astăzi, turismul, care are ca pondere economică, e mai mult decât mina Lupeni, turismul din Straja, va fi singurul motor. Consider că în ultimii 3 ani de zile, activitatea turistică în Straja a fost foarte bună. Ai un turist specific de iarnă. Mă refeream la cuvântul alternativ, trebuie găsită alternativă pentru turism în cealaltă perioadă a anului. Deci există o componentă destul de importantă în dezvoltarea stațiunii Straja. Ce este astăzi nu se mai poate modifica, dar din punctul meu de vedere, stațiunea printr-un puls corespunzător se poate dezvolta în jos, de la cota 1400 în jos, în colaborare cu ajutorul guvernului, cu preluarea unor terenuri de la Rom Silva și așa mai departe. Și apoi să se dezvolte către oraș. De asemenea, ca turism alternativ pentru vară, în Straja sunt niște încercări timide de a face turism alternativ vis-a-vis de tabere școlare, să zic, întreceri sportive,
dar făcute în principiu de către investitorii de acolo, care trebuie felicitat pentru felul acesta de a gândi, dar în schimb nu e suficient și trebuie găsit o alternativă și pentru turismul de vară, primăvară, toamnă. Ideea mea, idee cu care m-am consultat și cu doamna Corina Crețu, prin fonduri europene, într-un parteneriat ori public-privat, ori prin parteneriat primărie-guvern, să se facă, deci avem norocul, la intrarea în oraș, fostul perimetru minier a minei Lupen Sud a fost ecologizat în ultimii 4 ani, este în garanție și în 2-3 luni de zile, am vorbit cu conducerea Conversmin, va fi predat prin hotărâre de guvern autorității locale, primăriei. Deci primăria va avea 40 de hectare de teren chiar la intrarea în municipiu, cu acces de cale ferată, acces auto, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, canalizare executată și așa mai departe. Consider că acolo poate fi făcut un parc tematic cu o investiție, din punctul meu de vedere, în jur de 25-30 de milioane de euro. Nu e o sumă mare. Mulți spun, vai ce... Dar eu consider că acea investiție va asigura 1000 de locuri de muncă. În prima fază va asigura sau vor fi 500 de turiști și pe urmă sunt perspective să se ajungă la 1.500.000 de turiști pe an. Ceea ce ar fi un boom economic. Este exagerat, 1.500.000. Nu, deci vă rog frumos, credeți-mă, nu este exagerat. Problema e dorință. Că pe urmă va fi și putință. Problema... Să ai și ce să-l oferi, să-i oferi spații de cazare, să-l oferi tot felul de distracții. Înseamnă, deci parcul tematic trebuie să aibă. Asta e parcul tematic. Sau dumneavoastră ce ați înțeles cu parcul tematic? Parcul tematic va trebui să aibă anexă niște spații de cazare. Nu, parcul tematic să fie, deci să aibă și locuri de cazare pe lângă locuri de distracții. Da, normal. Deci, parcări. Are capacitatea de cazare la ora actuală. Se va face în cei 30 de milioane de euro. Deci nu are legătura cu straje, se completează. Despre asta e vorba. Deci se completează. Da. Deci restul de, deci investiția va fi făcută. Deci verificați, vă rog frumos, sau dacă țineți minte, deci v-am mai spus chestia cu parcul tematic de la Slobozia pe componente de Dallas. Spus, da, deci, Apple, era, dar ei erau în trecere Dallas către litoral. Erau, deci da. Acei turi sau acei oameni erau în trecere spre litoral. Între București și mare. Deci, încă o dată repet, turismul este singura șansă pentru că v-am dat exemplu și cu Andorra, 84.000 de locuitori și 10,5 milioane de turiști. Bine, dar mai are și niște taxe mai jos. Acum 40 de ani erau niște păstori. Erau păstori, dar acum timp de 300 de ani. Să facă cumpărături din Andorra pentru că nu au taxe. Păi același lucru, dacă nu știu dacă ați fost în Austria la cumpărături la Pandorf. Ați văzut în mijloc de câmp. Bun, nu sunt chiar mici prețuri așa, dar păi mă rog, sunt firme, nu? Sunt firme și, dar se vine din Slovacia, din Cehia, din Serbia, din Ungaria, din România, din Polonia, deci dacă se vrea ceva, probabil cel care a făcut chestia acolo a fost considerat un nebun, cum cel care a făcut primul hotel în Vegas, tot nebun și nu sunt decât 50 de ani de atunci. Și ce e Vegasul astăzi? Nu putem cu ceva micuț, ceva grandios să atragă. Ori faci ceva și nu mi se pare în prima fază 30 de milioane de euro o sumă extraordinară. Nu este, într-adevăr, nu este. Deci, dacă... Deci Lego Parkul din Germania, care l-am văzut, cu construcții miniatură, cu parc tematic, cu Versailles în dimensiuni mici, Veneția... și cu locuri de cazare, cu locuri de parcare. E pe 15 hectare, nu pe 40. Și au 1000 de locuri de parcare și 500 de locuri de cazare. Acolo, în cadrul parcului. Titular sau franciza e a firmei Lego din
Germania. Danemarca, nu, Danemarca. Din Danemarca, care au și jocurile Lego care se găsesc, sunt sub franciza lor, deci primesc o cotă parte de acolo. Nu e voie să dai nici jucării Lego. Aceste parcuri de, pentru copii sunt tot cu jucării Lego, cele moderne care sunt acum. Deci eu am văzut proiectul, e doar la nivel de sud de fezabilitate gândit. Dar consider că pe perioada 2000, acum e momentul cel mai bun, pentru că avem la dispoziție platforma tranziția justă a zonelor carbonifere, unde mi-a spus Corina Crețu că România are alocați pe această platformă 1,7 miliarde până la 2 miliarde de euro și un miliard pot veni în Valea Jiului. Ăsta e un proiect viabil. Deci ce înseamnă 30 de milioane de euro? Nu înseamnă o sumă mare. Spre exemplu, și domeniul schiabil parând poate fi finalizat, dar acolo mai trebuie încă 60 de milioane de euro. Deci, bun, e o idee extraordinară, numai domnule, că eu nu numai că e o idee, fapte... eu spun că o și realizez în 4 ani de zile. Nici nu contează dacă sunt primar. Nici nu contează dacă voi fi consilier local. Tot o pot face. Eu pot face. Chiar dacă la sfârșit va fi o strângere de mână. Arăt că fac chestia asta. Că vor fi unele persoane ca factor de decizie și vor fi meritul lor, dar eu voi fi motorul la treaba asta. Și la toate ce am discutat până acum. Deci toate aceste măsuri obiective rămân valabile ori ca primar, ori ca și consilier local. Deci nu îmi iau jucării, nu mă alege lumea. Deci candidez pentru funcția de primar pentru că sunt președintele unei organizații și vrem să ne autoevaluăm, să vedem cine suntem. Și acum, de fapt, Pro-România va intra, va începe să existe cu adevărat, că vom intra în Consiliul Local din Lupeni și în Consiliul Local din județul Hunedoara și în Consiliul Județean. Și putem avea, de fapt, proiectul nostru este 2024, atunci să fim la guvernare. Până atunci facem opoziție și arătăm cu degetul ce trebuie făcut sau ce nu se face bine. Bun, un alt punct al programului dumneavoastră este ecologizarea albilor, păraielor și a Jiului de Vest. Deși problema asta este o prioritate, deci vedeți, totul este prioritar la mine. Cum arată Jiul de Vest? Deci începând de la Orican, deci până la Orican, eu zic că arată corespunzător, cu toate că s-ar putea și acum. Dar începând de la Lupeni... Arată deplorabil. Deci trebuie... Eu nu știu cei de la Apele Române, ei au instrumentele și Ministerul Mediului și agențiile de mediu județene au toate mijloacele ca să fie cursurile de apă curate. Deci mă refer nu numai la Jiul de Vest, care trebuie curățit și nu poate fi curățit sau să se facă operații de curățenie și de către locuitori și din activități civice. Nu tot să așteptăm să vină. Prin control trebuie dărâmate neapărat construcțiile ilegale din Albia Părâului, că sunt cotețe, că sunt... nu mai sunt justificate. Dacă vrea cineva să crească porci sau găini, nu-i nimic, își alege o locație care e corespunzătoare din punct de vedere sanitar-veterinar. Nimeni n-a avut curaj, primăria că înseamnă voturi, cei de la Apele Române să nu supere primarul sau să nu supere... Deci nu se mai poate. Deci mediul este... foarte important. La fel și cu albile păraielor. Și pe urmă trebuie amenajate. Ce lucru deosebit ar fi ca de la Orican
până la Aninoasa să fie amenajat corespunzător, mai ales după aceste inundații, Jiu de Vest, și să se facă chiar niște piste pentru biciclete. Pentru că văd că pe drumul, deci de la Petroșani până la Câmpul Luneac, chiar până la Câmpușel și Câmpul Mielului, foarte mulți oameni se plimbă cu bicicleta, mai ales în weekend, dar și în cursul săptămânii. E un adevărat pericol. Eu cunosc cel puțin 3 accidente care s-au întâmplat pe aceste drumuri. Deci, consider că dacă s-ar amenaja și s-ar face o alee, adică pentru biciclete, și pietonal eventual, pe Jiu de Vest, altcumva s-ar schimba toată zona. Nu vedeți că și în Petroșani, și în Petrila, și în Vulcan, și în Lupeni, și în Uricani, pe o parte a Jiului, în principiu, este amenajat și curat, pe cealaltă parte, pe altă parte, sunt zone neglijate, zone defavorizate. Trebuie Jiul băgat în comunitate și asta prin amenajare, ca omul să meargă. Și fără jenă, trebuie reluate acțiunile educative din învățământ. Pentru ecologizare, pentru curățenie, pentru ce? Adică, cum își aduc contribuția profesorii și dascălii în sistemul educațional? Că dacă o luăm pe învățământ, că învață pe oameni, spre exemplu, sunt anumite activități care nu justifică prin performanțele. Avem niște vârfuri în Valea Jiului și în Lupeni, dar o persoană, două, dintr-o generație, prea puțin. Și cealaltă parte a generației, care e situația cu ei? Câți au luat bacalaureat în ultimul an? Bun, mai avem două minute, domnule Ivănuș, și vă rog un ultim cuvânt înainte de sfârșitul acestei emisiuni. Mai o să mai ne revedem și săptămâna viitoare cu dumneavoastră, dar până atunci un cuvânt de încheiere pentru această emisiune. Deci eu acum am tot evitat mesaj, acum vreau să spun un mesaj către locuitorii municipiului Lupeni, să se prezinte la vot, să aleagă, să voteze responsabil, și eu garantez că avem candidatura cea mai bună pentru funcția de primar a municipiului Lupeni, noi pro-România, și pentru Consiliul Local. Pentru că avem de partea noastră experiența, competența și dorința de muncă. Bun. Mulțumesc, domnule primar. Succes în campanie. Deocamdată mai aveți o săptămână de campanie și trebuie să profitați de ultimile zile ca să finalizați toată operațiunea aceasta destul de complicată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.